știți, eu atunci, la moment și la lucram la piața centrală, la carne. Am fost toți în șoc, adică s-a închis, ne-am stăruit, am dat repede carnea, care a mai rămas pe frigiderii, care... Dar, să vă spun, a fost complicat, de atâta că noi practic am șosut acasă, nu a ieșit nicăieri. Noroc de soț că el mai lucra și mai aduce câte 102 de lei și noi mai putem să mai luăm o pâine, mai luăm un zahăr, o bomboană, o piceană la copii. Dar a fost greu, nu greu, dar foarte greu. De atâta că nu știu alte familii, dar noi dacă suntem numeroși, noi suntem mulți, la noi trebuie mâncare. Așa, cu greu noi ne-am descurcat, am ieșit. Mulțumim Domnului. Banii pentru noi foarte greu vin. Când ai un post de lucru permanent să lucrezi, să primești un salariu la lună și să primești nou și 2000 de lei pe lună, noi suntem 6, noi nu ne putem descurca absolut deloc. Mai împletesc colțunii, mai cresc niște flori, mă duc la piață în timpul ăsta cât eu 2 zile sunt acasă, mă duc la piață și mai vând floricele. De pomșoare de pe deal, noi nu știm, e că am și sunt porumbrele astea și ele Dumnezeu le dă degeaba, duci și le străge și duci și făcă capic și te hrănește, te întreține, numai cel care nu vrea nu face nimic. Îngrijorează că am și trebuie lemne de cumpărat, trebuie de... Am și noi grămădim, cumpărăm vreo 3-4 saci de făină, îi punem acolo, că nu se știe iarna cum, poate anul trecut, nu a fost iarna, dar poate Domnul a dat anul ăsta măcar umăt, măcar și o iarnă frumoasă, să ne bucurăm de dânsa. Și fasole, noi ne aprovizionăm, mă înțelegeți, pentru iarnă, că să nu ne și e greu, mai ales pe vremea asta de pandemie, să ne dăm mai mult pe acasă, să nu ieșim în public, să... că avem copii și trebuie păziți.